Actorii din filmul original Disney Channel, magicienii din Waverly Place, te conduc în culisele filmării și acțiune. Când am citit scenariul, am fost entuziasmat. Familia noastră pleacă într-o vacanță în Caraibe. Paradisul! Alex consideră că nu trebuie să facă nimic în familie. Alex vrea să fie independentă, vrea să fie tratată ca o persoană matură, ceea ce nu e încă, bineînțeles. Nu poți să-mi spui tot timpul ce să fac. Fii atentă. Și Alex face o vrajă. Îmi doresc ca tu și tata să nu vă fi cunoscut. Mama și tata nu se cunosc și nu ne recunosc nici pe noi. Mulți copii ar spune: hei, părinții mei nu știu cine sunt copiii lor, să ștergem de aici. Adică ăsta e un lucru bun sau un lucru rău? Bine punctat. Ăsta e un lucru foarte rău. Dacă nu facem rost de piatra viselor și nu reușim să ne reunim părinții, atunci dispărem. Deci miza e mare pentru familia Russo. Alex, ce ai făcut? Ei trebuie să treacă prin multe încercări pentru a obține această piatră. Cred că scena mea favorită este cea cu Justin și Alex la focul de tabără. Și ceea ce e îngropat în adâncuri va fi scos la lumină. Ce ne facem dacă nu găsim piatra la timp? O găsim. De unde știi? Pentru că e vorba de noi doi. E o scenă emoționantă între frați. Cele mai importante aturi ale filmului sunt: acțiunea. Ferește! Vor fi cu adevărat cuceriți de personajele filmului. Reușim să avem magie în film. Și comedia. Capre? Trebuiau să fie tigri. Urmăriți mai mult din culisele filmării în preajma premierei. Filmul original Disney Channel. Magicienii din Waverly Place. Filmul numai pe Disney Channel.